Oferă celor din jurul tău puțin din ce ai, dar și bucurie și iubire în preajma sărbătorilor de iarnă. Este și convingerea unei firme din Buzău, care a donat jucării, dar și câteva măsuțe și scaune pentru copiii internați la secția de pediatrie a Spitalului Județean Buzău. Sunt jucării care pot fi ușor curățate, am avut grijă, sunt jucării bine construite, care nu au părți care pot fi desprinse, nu au vopseluri nocive, sunt foarte bine controlate și pot fi refolosite de alți copii pe timpul anului. Pentru părinții internați cu micuții în spital, donația este o mare bucurie. Înconjurați de jucării, prichindeii uită că sunt bolnavi, iar timpul pe perioada internării trece mult mai repede. De cât timp v-ați aflat internat aici? De vineri seara. Vă sunt necesare aceste jucării pentru copii? Da, și mai pierd din timp, mai se joacă, mai sunt. Mai îți faci și de lucru. Așa să plictisezi, le-am mai adus de acasă, dar se plictisești de alea. Pentru ca atmosfera din saloane să fie cât mai plăcută, micuții ar mai avea nevoie de cel puțin 3 televizoare. Poate ne-ar avea de un Moș Crăciun binevoitor. Ar fi foarte util dacă am avea, cel puțin în saloanele de copii mari, unde sunt mai mulți copii în același salon, niște televizoare. Noi am avut unele care s-au stricat în timp, au fost mititele foarte bune, dar timpul și-a spus cuvântul. Secția de pediatrie a Spitalului Județean Buzău are 70 de paturi și oferă servicii medicale pentru toți copiii cu vârsta sub 16 ani și pentru elevii cu vârsta sub 18 ani.